începuse să spun ceva, dar nu mai contează. Albu e. Deci tu m-ai întrerup ca să vă întreb cine când de piesa. Nu, zic că nu am corelat în momentul ăsta că va avea. Hai să corelăm. Hai să corelăm. Fii atent. Eu am o idee, o duc până la capăt și tu corelezi după ce termină. Nu am auzit că vorbeai. Asta e nasol. Fii atent. Când încep să vorbesc, ridic mâna. Așa, da. Ia. Am o întrebare la tine. Cum crezi tu că ar trebui să începem această frumoasă emisiune? Cu un interviu de mare anvergură, coleg. Băi, să fie... Cu cine? Cu Cosmin Guș. Și cu cine? Și cu Andrei Fiul. Facem și așa. Mădălina Lambrinoc. Facem și așa. Asta. Mădălina Lambrinoc este pe primul loc. Este normal, mai ales că am mers acolo la interviu și a luat un interviu la cald. A luat frumos. Nu la cald, la cornu. La cornu a luat interviu. Cu cine? Cu Cosmin Gușă și Andrei. Au dat viața de la oraș pe viața de la țară și au ajuns în paradis, sau cel puțin mie așa mi se pare, Cosmin și Andrei Gușă. Unde am ajuns, domnule Gușă? La țară, draga mea, unde ai zis și tu, unde s-au retras toți români. La cornul de jos, unde mi-aș dori să stau mai mult. Am auzit că de aici dați ora exactă. Ce se întâmplă mai exact aici la cornul? Se întâmplă multe. Tata are emisiunea Vedetă de pe Gold FM, pe care vă invit să o ascultați de luni până joi, de la 13 la 15, unde aflați informațiile zilei și părerile celor mai avizați interlocutori pe fiecare domeniu în parte. Interesant, mi se pare și un alt lucru, Andrei. Faptul că tatăl tău este acum subalternul tău, zic bine, domnule Gușă, nu e cu supărare, da? Nu e cu supărare, dar e imposibil. În acte este colaborator, în fapt este consilier. Radioul pentru mine a fost și a rămas cea mai mare dragoste din mass media. Am făcut și televiziune și presă scrisă. Andrei, de ce radio? Radio pentru că eu cred în afacerile de familie. Domnule Gușă, de ce cornul? Bună întrebare. Eu când m-am cosmopolit în București, fiind mai de la țară, de la Câmpia Târziu, sunt clujan, și am ajuns la o vârstă tânără în București, printre oamenii mari ai Bucureștiului, din bârfele și discuțiile pe care le aveam, am auzit că cel mai bun aer ar fi la Cornuș. Cam prin 1998, așa aveam 28 de ani, am hotărât, printr-un concurs de împrejurări, să iau un teren în această zonă, care la început a fost mai micuț, în final a ajuns pe la 5.000 de metri pătrați și avem o livadă cu o casă. Stăm la vorbă și să mergem să vedem. Cu așa primire, domnule Gușă, nu pot decât să-mi doresc să merg mai departe, să da. Cunoaștem vă rog, împreună. Vă rog să fiți cuminți, copilași. Bun, unde mergem acum? În curte, curtea noastră e mare. N-avem multe animale. În mod normal, într-o curte ca asta, ar fi trebuit să avem mai multe animale. Noi n-avem decât doi căței. Hai, sus. N-am cum să nu remarc. Un adevărat domeniu aici. Este impresionant, cel puțin ce văd eu și ce vor vedea și telespectatorii. Arătați-ne dumneavoastră. Da, oarecum domeniu. E un teren de fotbal, tenis, pe care am învățat fotbal tânărul patron aici de față. Suntem undeva pe un deal mai izolați. Domnule Gușă, am mai văzut ceva și n-am cum să ratez acest colțișor. Ce avem aici? Ia să vedem dacă zic bine. Ciubăr? Da, dar nu e cu vin, e cu apă sărată. O sare de la
Plănic Prahova. Aici e soba, punem lemnele înăuntru, da? Și se încălzește. Andrei, care este colțișorul tău preferat din întregul domeniu? Când vrei să fii tu cu tine, unde te duci? Crama de vinuri. Deci o să ajungem și în cramă astăzi? Da, 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 ajungem și în cramă. Înainte de cramă, eu vreau să ajung să văd studioul. Da, studioul e... Era într-un fel plăcut, nu mă pâra. Top 3 calități ale fiului dumneavoastră? Are un suflet foarte bun. Este un om bun care e și un dezavantaj. Și eu am fost bun, dar nu atât de bun ca el. Și știu ce dezavantaj am avut din cauza asta. 2. Este foarte cinstit. Nu i-aș găsi a treia calitate. Astea două îl definesc în primul rând. Dacă ați avea o baghetă magică și din postura de tată ați putea să modelați ceva la Andrei, ce i-ați mai da acolo? Ce ați modela?
În primul rând, cu bagheta asta magică, ar trebui să slăbească 3-4 kg, pentru că în calitatea lui de fost campion de judo a pus câte ceva pe el, dar din cauza unei operații la umăr pe care a avut-o. Înțelegem lucrul ăsta. Păr nu pot să-i pun pentru că mă moștenește. Sper să n-ajung atât de chel ca mine, că a început să se tundă scurt de foarte puțin timp. Dacă ar fi... Și mai în profunzime, așa? Da. Mai în profunzime, i-aș da mai multă duritate. Cum ai descrie într-un singur cuvânt relația cu tatăl tău? Apropiată. Dumneavoastră, cum ați descrie, domnule Guș? Parteneriat. Și am mai auzit ceva, am auzit că are un loc preferat aici. De fiecare dată intru și în cramă ca să verific dacă s-a mai schimbat ceva. Și cu sauna cum rămâne, Andrei? Sauna e la ordinea de zi. Bucureștiul e agitat. Mie place să fiu un om relaxat și asta mă ajută de fiecare zi după antrenamentul pe care îl fac. Încerc să fac și o saună dacă am timp. Ați auzit bine? Saună și cramă, locuri în care evident că nu avem cum să nu mergem și noi chiar acum. Intrăm acum în locul preferat al lui Andrei, da? Îi place aici, îi plăcea din copilărie zona asta de cramă, era mai intimă. Ce avem acolo? Trofee de vânătoare. Din perioada în care vânam. Adică da, de acum de 10 ani nu mai vânesc, cel puțin. Și asta e crama. E locul de petrecere. Da, unde au venit aproape toate personalitățile României pe care le cunoaște și care m-au vizitat. Cunosc această cramă acum când o văd la televizor, o să li se pară un cadru familiar. O să trezească amintiri, probabil. Da, deci priți. Aici deja m-ați pierdut, sunt pe tărâmul dumneavoastră, explicați-mi, vă rog, ce avem? Domnul este organizatorul, știe mai bine. Avem cam tot ce trebuie, de la șampanie, la vin și la ceva pălincă, la cam orice ar putea să-ți dorească vreun invitat. Am avut și butoiașe. S-au dus. Da. Ce mai avem acolo, domnule Cușa? Pisica asta sălbatică este sperietoarea cățeilor noștri. Eu vreau să merg acum în cel mai intim colț al casei aici, în familia Gușă. Ce ziceți, mă primiți? Nu avem secrete. Să mergem atunci. Tinere patron, eu nu particip la această parte, te rog. Deci ăsta este colțișorul tău intim, să-i spunem așa, da? Nu e neapărat un obicei foarte românesc, dar e unul foarte sănătos și unul care mă relaxează. I like to love you, love you.